Atlantia, vivere Atlantia, vince Atlantia, Victor. Dragi prieteni de la Banca Transilvania, cunosc faptul de la Public Enemy Number 1, Number 1, Andrei Cristian Tatăl, pe numărul 10, că voi nu aveți dreptul să vorbiți cu mine. Că vă temeți de contactul cu mine. Deși s-au furat bani de la voi din banii mei, din cele 2 miliarde jumate, în afară de faptul că am donat 219 milioane pentru robot și 129 pentru Atlantis, nu invers. Invers. S-au luat mulți bani pentru dezvoltarea infrastructurii României, bani care nu s-au dat pentru infrastructura României, ci pentru pomenirile electorale, pentru salariile mărite ale guvernului Dăncilă și ale lui Dragnea, în principal. Care este Ramanima? Îmi pare rău că un albigensis s-a ajuns să facă aceste lucruri. Albigensis, oamenii cu pielea albă, părul alb, sunt chintesența Atlantiei. Oare de ce acest om, Dragnea, fură? Și de ce el, dând timpul înapoi, fură și mai mult? Acest popor sfânt atlant al meu dorește ca să-mi demonstreze faptul că eu trebuie să fiu umilit, că zeii nu mai înseamnă nimic pentru voi. Acesta este motivul pentru care au distrus și relocat monumentul lui Apollo și Artemis. Că al vostru creștinism înseamnă mai mult decât religia Atlantiei de odinioară. Și a voastră istorie pentru voi nu înseamnă nimic. Acești nobili, inclusiv Andrei Tătaru și bunica mea, Elvira Țămâne, care mă face să pierd trilioane în fiecare noapte să-i donez, nu au nici mai mic respect pentru voi. Toate atacurile care au fost împotriva Băncii Transilvania și asupra conturilor mele, 27.47.73.219.129.105.65, că spunea Andrei Tătaru, tu ești un jeric, căcatul gunoiul meu, 105.65. Toate aceste atacuri sunt făcute de nobile din Cluj, oameni care nu respectă munca, suferința și viața mea, și a voastră, și a celor din jurul lor, și a celor plecați, și a celor care sunt strămoșii noștri din Ramanila, și a celor care sunt zeii noștri. Chiar dacă zeii sunt peste strămoși și strămoșii peste cei plecați dintre noi spre o altă viață, cu toate astea, eu fiind macedonean, pe toți îi respect. Vampirii nemorți trăind sau fiind morți deasupra mea, îmi spun că acest lucru nu este suficient. Laura Dan din Târgu Mureș, vampă nemoartă Ioana de 6.000 de ani, vorbind cu vocea sa de vampir nemort, îmi spune de asemenea că aceste lucruri sunt insuficiente. Dar eu, trăind în această viață 44 de ani și nu doar 39, căci fiind născut în 9 octombrie 73 sau 7 octombrie 73 la Viena și fiind cetățean vienez, părinții mei spioni, pot să vă spun cu acest dang al civilizației din Europa Centrală, cunosc faptul că la voi se află cele 20 de miliarde de euro sau de dolari furate de către prințul din Ardeal spre a se declara la 1 mai de independența Ardealului față de România. Eu cunosc faptul că voi, ardelenii, sunteți diferiți de către cei din Sud, că aveți un alt etos, o altă civilizație, un alt grai. Și eu, la eu vorbind, înțeleg faptul că nu vă place vorbirea lor, dar iată că acești nobili, la fel ca cei din Sud, mă pedepsesc pe mine pentru crimele lui taică meu. Iată că ei sunt născuți în junglă, iată că ei vor să-l aducă pe Charles să întoarcă această regiune și această țară cu 150 de ani înapoi la 1850, când la fel s-a dus prinț german pe tronul României. Iată că Charles își cumpără sate întregi în Ardeal și este îndemnat de către nobili trădători din Cluj. Iată că eu i-am cerut lui Mariana I să pună popreală pe cele 37 de miliarde furate și la 200 și la 500 și la 9 și la 3 și la 20 și la 400 de milioane și la 300 și la 900 de milioane și la 100 de milioane și toți banii pe care acești nobili trădători vor să-mi demonstrez, să mă pună în genunchi, să-mi demonstrez că eu nu sunt nimic în fața lor. Că ei au dreptul să meargă la Antos, la TIF, la Electric Acid, la toate cele, și eu nu am niciun drept, deși din 5 milioane și 14 milioane de dolari ai mei bani au fost organizați de către Boc în Cluj aceste lucruri. Și tot din stradania mea a fost adus Antonia AI. Și tot din stradania mea către japonezi a fost adus Târgul Tech Fest la Cluj. Aceste strădanii ale mele nu vor trece neobservate de către Dumnezeul Suprem nemanifestat, care judecă cu dreptate. Să vă păziți de aceștia, căci Laurențiu Marin, Andrei Tătaru și bunica mea, Elvira Țămâne, precum și omul din Macedonia, din rasa roșie, sunt cei care vor să fure bani de la voi.